În seara aceasta aș dori să citim din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. În această seară avem înaintea noastră un pasaj care vorbește despre răpirea tuturor credincioșilor, un eveniment care ne privește pe fiecare dintre noi și pe care sperăm să-l experimentăm. Bineînțeles, această speranță a aparținut tuturor generațiilor de credincioși, toți au sperat să fie ei generația care să fie răpiți, să nu fie cei care suferă moartea, dar cred că speranța noastră este întemeiată având în vedere toate evenimentele care preced această realitate a răpirii. Însă pentru că există anumite confuzii legate de acest eveniment, am dorit să ne uităm la acest pasaj care ne arată cum va fi această răpire a credincioșilor. Dar înainte de toate să las un cuvânt de introducere care arată ce anume are pentru sufletele noastre acest pasaj. Versetul 18 așa se încheie, zice: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Eu cred din toată inima că așa spune cuvântul lui Dumnezeu insuflat de Duhul Sfânt, că pasajele care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos și toate evenimentele care sunt cuprinse în acest eveniment sunt o mare mângâiere pentru noi. Sunt lăsate ca să ne mângâie sufletele, care să ne întrească. Și sunt puține pasaje care ne motivează într-o asemenea măsură ca aceste pasaje care vorbesc despre venirea Domnului. Și aici ar fi un test important pentru noi. Venirea Domnului, când auzi de venirea Domnului, ceva care îți aduce groază. Eu așa am fost obișnuit, când auzeam despre venirea Domnului sau predici despre venirea Domnului, frică, groază, anticristul, se întâmplă multe lucruri, foame, de ciumă, necazuri mari pe pământ, să tremurăm, să ne speriem. Biblia ce spune? Că cuvântul despre venirea Domnului trebuie să ne aducă ce? Mângâiere! Nu ce frică, teroare, groază, că vine Domnul, o să alergăm și noi ca necredincioși la munți, la stâni să cadă peste noi, nu spune Biblia așa. Pentru noi credincioșii, cuvântul despre venirea Domnului este un cuvânt de mângâiere. De mângâiere, așa spune Biblia. Zice, mângâiați-vă, nu zice, terorizați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Îngroziți-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amenințați-vă, frați, știți ce se predică în general despre venirea Domnului? Oare pe tine venirea Domnului o să te ia? Oare tu o să fii răpit? Oare tu ești pregătit pentru răpirea Domnului? Asta ar putea să nu fii răpit. Cei mai mulți nu sunt vă întreb, asta e mângâiere? Asta este amenințare. Biblia nu spune amenințați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Asta nu știu, poate găsiți prin Coran, dar în Biblie nu este lucrul acesta. Bun, să vedem ce spune Scriptura despre această răpire a tuturor credincioșilor. În primul rând, versetul 13, Pavel își exprimă dorința lui ca frații să nu fie în necunoștință. Nu voim, fraților, să fiți în neștiință sau în ignoranță. Și dimineața și acum repet acest lucru, Dumnezeu n-a vrut ca noi să fim în ignoranță, în necunoștință. Mai bine să nu știu. Nu, mai bine să știi. Pentru că cuvântul acesta care îți aduce cunoștință, îți aduce și mângâiere odată cu cunoștința. Dacă nu știi, trăiești în deznădejde, în necunoștință, în ignoranță și ești nemângâiat. Deci nu știi ce vine, nu știi ce o să fie. Așadar, poate ar fi bine din partea noastră pentru necredincioși care spun lucrul acesta să le spunem: măi, tu spui mai bine să nu știu ca să nu am vină. Măi, omule bun, dacă știi, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care să-ți aducă mântuire și după ce îți aduce mântuire să-ți aducă și mângâiere. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca să te judece. Da, dacă nu crezi, te judecă, dar cuvântul lui Dumnezeu în primul rând este ca să-ți aducă mântuire. Și după ce ți-a adus mântuire, că ești mântuit, îți aduce mângâiere. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Foarte important. Nu spune despre cei ce au murit.
Mai jos spune despre cei ce au murit, dar de ce spune au adormit? Eu cred că este o expresie folosită tocmai ca să ne aducă mângâiere din nou. Că cei care au trecut dincolo în veșnicie, nu care au trecut în neființă. Am auzit și predicatori la mormântări și pastori care au spus, cel care a trecut în neființă. Cum adică, mă, ca și cum nu mai există, n-a trecut nimeni în neființă. Unii ar vrea ei, sărmanii, să treacă în neființă. Nu, nu o să treacă în neființă. Nu o să treacă în neființă. Și am găsit populară în ultima vreme, nu doar în mișcarea adventistă, ci și în alte mișcări populare, ideea că cei care mor trec în neființă. Normal, omul zice, trăi cum am vrut eu, am trecut în neființă. Asta da viață. Nu, nu este așa. Nu este așa, spune Biblia că au adormit, spune că au adormit cei care au fost în Hristos, credincioșii. Cei care au adormit. Și repet, folosește expresia asta pentru a da mângâiere. Noi nu murim ca și cum moartea ar fi nenorocirea, sfârșitul sfârșitului. Nu, zice că am adormit. Și lucrul acesta se repetă. Știți că Ștefan, când a fost ucis cu pietre, Biblia spune că a adormit. Pentru că pentru noi moartea este ca o adormire, nu ca o distrugere, nu ca o anihilare, nu ca o trimitere în chinuri, ci este o adormire, o adormire, o adormire. Bun. Apoi spune, de ce să avem cunoștință despre cei ce au adormit? Ca să nu vă întristați ca ceilalți. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta, că Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă de stările noastre sentimentale? Lui Dumnezeu îi pasă cum ne simțim. Noi nu venim, repet, la adunare ca să ne simțim bine, dar lui Dumnezeu îi pasă de cum ne simțim. De ce, cred? Auziți, nu vroim să fiți în necunoștință ca să nu vă întristați. Deci există un soi de întristare pe care Dumnezeu nu vrea să o ai. Zice să nu te întristezi, Domnule. Nu vrea Dumnezeu să ai întristarea asta. Dar cum vine întristarea asta negativă? Zice cum? Să nu fiți în necunoștință ca să nu vă întristați. Deci dacă nu știi, te poți întrista. Dar dacă știi, nu te mai întristezi ca ceilalți. Deci observați ordinea. Întâi știi și după aceea sentimentele tale se modifică. Dar dacă nu știi, stările sentimentale o să fie așa cum sunt a celorlalți oameni. Ordinea aceasta este foarte importantă. Întâi vine cunoștința și după aceea dispare întristarea. De exemplu, dacă noi n-am ști ce ar fi cu cei care, cei dragi ai noștri care au trecut în veșnicie, ne-am întristat pentru ei, au plecat, Domnule. Nu să ne mai vedem niciodată cu ei. Și începi să vorbim cu oameni. Cine știe unde s-au dus? Dar dacă ai un cuvânt al lui Dumnezeu care îți spune să vor întoarce înapoi, vor învia, noi știm unde s-au dus. Sunt în siguranță, sunt cu Domnul. Nu este adevărat că cunoștința aceasta ți-alungă întristarea și deznădejdea? Ți-alungă și ți-aduce speranță? Vedeți așadar dumneavoastră că întâi vine cunoștința și după aceea vine starea asta sentimentală de bucurie, de nădejde. În multe locuri, ar trebui nici să nu le mai spunem adunări, multe strângeri din astea religioase, se pornește de la sentiment. Și asta este fatal. Să mișcăm sentimentele oamenilor ca oamenii să simtă ceva. Și dacă oamenii simt ceva, înseamnă că treaba e bună. Știți care e problema? Că o ieșit afară și s-a terminat cu sentimentele. Ce ai băgat aici îți va modifica sentimentele pe termen lung. Scopul adunării nu este ca să ne dea niște stări sentimentale pentru 30, 40, 50, 60 minute. Scopul adunării este ca să ne dea informație și cunoștință care să rămână și care să te urmărească acasă, să te urmărească în clipele grele, să te urmărească când dă moartea, lovește moartea în casa ta. Pentru asta e cuvântul lui Dumnezeu și cunoștința. Că atunci când vine, ce te ajută pe tine că te-ai simțit bine în adunare când ți s-a întâmplat o tragedie? Cu ce te ajută? Decât dacă știi ceva care te poate ține cu mintea întreagă la cap în situațiile acestea. Cum a și fost în cazul lor, oameni care au adormit, oameni care au murit. Și în cazul nostru, din familiile noastre, din cei dragi noștri, oameni care vor adormi, care vor muri. Repet, această logică, această ordine fundamentală, întâi vine cunoștința și apoi dispare întristarea. Apoi spune așa, să nu vă întristați ca ceilalți. Mulți oameni la evanghelizări sunt prostiți. La unele evanghelizări, știți, vii la Domnul, o să ai pace, o să ai bucurie, viața cu Domnul e nu știu cum, Este adevărat că viața cu Domnul este extraordinară, că Domnul îți dă fericirea sufletului, dar asta nu înseamnă că nu o să ai întristări. Corect? Adevărat sau nu? Aici uitați cum spune, să nu vă întristați ca ceilalți. Nu că noi nu ne întristăm. Nu ne întristăm ca ceilalți. Știți că sunt oameni din lume care ne întreabă, dar voi cu ce sunteți diferiți de noi?
Mă, îmi spun cu ce suntem. Suntem diferiți cu foarte multe lucruri, dar suntem diferiți cu stările sentimentale și cu sentimentele pe care le avem. Noi ne întristăm, dar nu ca voi. Noi nu ne întristăm ca ei. Adevărat sau nu? Mă, voi cu ce vă diferențiați? Că voi nu vă închinați la icoane, la Fecioara Maria, dar în rest toți credem în același lucru. A, nu, domnule, ne diferențiem până și la sentimentele pe care le trăim fiecare dintre noi. Până și la sentimente. Zice, noi nu ne întristăm, Pavel nu vrea nici măcar la întristare să nu fim la fel ca ei. Dar aminte la trăire, dar aminte la cunoaștere, dar aminte la relațiile dintre noi, dar aminte la relația noastră cu Dumnezeu, dar aminte la umblarea noastră de fiecare zi. La toate ne diferențiem până la sentimentele pe care le avem în inimile noastre. Să dea Dumnezeu să fie așa. Și auziți, care e diferența între sentimentele lui fratele Cristi, fratele Cătălin, fratele Andrei și celorlalți din lume? Care e diferența dintre sentimentele celor două categorii de oameni? Acelor credincioși și necredincioși. Auziți care este. Toți ne întristăm, zice Biblia, dar să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Eu mă întristez dacă moare cineva drag. Iov s-a întristat când i-a murit cineva drag. Dar a făcut ceva ce niciun om nu și-a putut imagina că poate să facă un om ce a trecut printr-o asemenea experiență. Și-a rupt hainele, s-a plecat înaintea lui Dumnezeu și a binecuvântat pe Dumnezeu. De ce? Pentru că el avea nădejde. Nu crezi că avea nădejde, spune el, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Avea nădejde. Avea nădejde, el știa cine este el în relația cu Dumnezeu. El știa, Iov avea niște informații. Așadar, vedeți că diferența dintre noi este în ce privește cunoștința despre cei ce au dormit, în ce privește stările noastre sentimentale și în ce privește nădejdea. În Efeseni capitolul 2, Pavel spune că atunci când eram în lumea aceasta, departe de Dumnezeu, el ne descrie în felul următor. Zice, eram neamuri din naștere, netăiați împrejur și auziți, fără drept de cetățenie în Israel, fără Hristos, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Ce nădejde are omul din lume? Întreabă-l ce nădejde are. Mă, tu ești sigur cu privire la viața ta veșnică? Ce o să spun el? Ce o să spun oamenii? Care-s vorbele oamenilor? Le repetăm noi de atâtea ori. S-ar putea om vedea, cine știe, nu s-a întors nimeni dincolo și toate bazaconii pe care le spun oamenii și le repetă obsesiv. Oameni care merg și la biserică, când merg ei, oameni care zic că sunt religios, că sunt creștini de 2000 de ani, care la recensământ s-au declarat creștini, habar nu au unde să duc. Habar nu au. Ăsta, să știți, aceasta este un pod foarte bun pe care îl putem construi în viețile celor necredincioși. Întrebându-i de nădejde. Că Pavel spune să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și întreb, măi, ești creștin? Da. Ai nădejde cu privire la viața din dincolo? A, cine știe? Bă, ce creștin ești tu, mă, că mântuirea ta nu te-a avutat nici măcar să știi ce se întâmplă cu tine la groapă? Nici măcar atât. La cel mai important moment din viața ta, la trecerea în veșnicie, că urmează milioane, milioane, milioane de ani, la cel mai important lucru din viața ta, tu nu știi să dai răspuns. La ce te-a avutat pe tine creștinismul tău? Bă, ce creștinism e ăla care în fața morții, în fața gropii, nu ți-o da nimica? Ești gol! Ce creștinism e ăla? Nu ți-o da nicio rădeze, nimic, nicio speranță, nu știi. Am vedea ce-o fi, numai Dumnezeu știe. Asta e nădejdea ta, asta e speranța ta. Vine să-ți dau eu. Vine să-ți dau eu ceva din partea lui Dumnezeu, care îți aduce nădejde, care îți aduce siguranță cu privire la ce va fi, nu? Să știți, acesta este un pod important pe care îl putem construi cu cei necredincioși. Și am auzit oameni simpli care n-au făcut teologie și care în discuția cu necredincioși, asta a fost una dintre primele întrebări. Tu știi unde te duci dacă la noapte mori? E o întrebare bună, să știți. E o întrebare. Și de aici poți construi și să-i predici Evanghelia și să-i predici pe Domnul Iisus Hristos, care a biruit moartea, care a biruit pe diavolul, care are puterea morții și care ne dă nouă siguranță celor credincioși. Versetul 14. Deci, nu țineți minte, trebuie să avem întâi cunoștință. Versetul 14, pe lângă cunoștință, spune că trebuie să mai avem ceva. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, nu spune căci dacă cunoaștem. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat. Așadar, versetul 13 ne spune că trebuie să cunoaștem, versetul 14 ne spune că trebuie să credem și uitați ce spune versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Observați așadar că aceste lucruri trebuie să meargă mână-mână. Versetul 13, 14 și 15. Trebuie să cunoaștem, trebuie să credem. Dar de unde cunoaștem și credem? Păi ni se spune versetul următor. Din cuvântul Domnului. Lucrurile acestea merg împreună. Domnule, vrei să ai nădejde? Vrei să nu te întristezi ca ceilalți? Trebuie să ai cunoaștere. De aici pornește totul.
Dar nu este destul să ai cunoaștere, trebuie să ai credință. Dar nu trebuie să ai nici cunoaștere, nici în credință, în tradiții, în bazaconii, în povești, în basme, în mituri pe care le spune lumea. Că ăștia au o grămadă de basme și povești. Basmul cu balanța, basmul cu vămile, sunt foarte multe basme. Basmul cu nu știu ce patron care te binecuvintează. Basmul că dacă ai mers odată pe an la biserică și ai cerut binecuvântarea lui Dumnezeu, ți ajunge. Basmul că las cum vedea ce-i dincolo. Basmul că trec cu nu știu cine pe nu știu unde și intru și eu în cer sau măcar în prag. Basmul că în iad o să fie mare bairam și mare distracție. Basme are poporul ăsta cu grămada. Cu grămada. Cunoașterea nu trebuie să fie o cunoaștere a basmelor, băbești și lumești. Trebuie să fie o cunoaștere și o credință bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nici măcar apostolii n-au avut tupeul să predice altceva. Spune, noi suntem apostoli, vă predicăm ce credem noi. Ce au predicat? Cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii din Berea spune că se duceau acasă și cercetau să vadă dacă ce le s-a spus este după cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim într-o generație în care avem, ăia n-aveau Noul Testament. N-aveau Noul Testament, predicat din Vechiul Testament și verificat după Vechiul Testament. Noi avem revelația completă a lui Dumnezeu în Noul Testament, ascultați-mă. Și oamenii spun, a, dar noi nu înțelegem. Ce scuză vor avea când vor veni credincioșii din Berea și o spune, nici noi n-aveam nici măcar Noul Testament, cum aveți voi? Cum adică voi nu înțelegeți? Cum puteam înțelege noi? Când cunoștința lumii era așa de slabă? Când n-aveam internet, când nu puteam să accesăm la o fracțiune de secundă toate informațiile de care... Noi înțelegeam și voi nu înțelegeți? A, numai preotul pricepe, numai pastorii pricepe, numai învățătorii, numai aia pricepe, noi nu pricepem lucrurile astea. Ce, vă întreb, ce justificare vor avea la judecată? Niciuna nu vor avea. Niciuna nu vor avea. Câți dintre ei au curaj să spună, ia mă, ce au spus preotul azi la biserică? Ia să mă duc eu să văd în cuvântul lui Dumnezeu. Bă, nenea preot, de unde ai spus tu poveștile alea nemuritoare azi? De unde le luat? Păi le-a luat de prin secolul 5-6. Păi stai o leacă, mă, cu cuvântul lui Dumnezeu nu spune așa ceva. A, să spună, mă, tu nu înțelegi. Sunt care spun, nu vă luați în gură cu pocăiță, să nu vorbiți nimica cu ei, că ăștia știu cuvântul Domnului. Asta e un lucru rău. Asta e un lucru rău. Păi tu asta ar trebui să faci. Adică tu ești deasupra apostolilor. Apostolii nu și-au permis să predice altceva decât cuvântul Domnului. Tu-ți permiți să predice altceva decât cuvântul Domnului. Este o jignire adusă la adresa adunării Domnului Iisus, la adresa cuvântului Dumnezeu și implicit la adresa Duhului Sfânt, care a vorbit prin apostol, care a vorbit adunării, care este stâlpul și temelia adevărului și care a dat cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii vorbesc tot felul de basme. Nici o justificare, să știți, nu funcționează. Nici la preoți, nici la cei care îi ascultă. Nici o justificare. Au cuvântul lui Dumnezeu. Cu cruce, fără cruce, aprobat de sinod, neaprobat de sinod, au cuvântul lui Dumnezeu să vadă cu ochii lor dacă e așa sau nu ce li se spune. Au sau nu l-au? Îl au fiecare dintre ei. Și n-au nicio justificare. Observați așadar câtă siguranță la apostolul Pavel îi trimite la cuvântul Domnului. Domnule, de acolo credeți. Din cuvântul lui Dumnezeu. De acolo aveți cunoaștere. Așa vi se duce deznădejdea. Repet lucrul acesta. Așa pleacă deznădejdea. Așa pleacă întristarea păcătoasă, lumească, care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Așa pleacă. Deschizând cuvântul lui Dumnezeu, informându-ne din cuvântul lui Dumnezeu și crezând cuvântul lui Dumnezeu. Acum mai sunt unii care deschid cuvântul lui Dumnezeu, dau numai cunoaștere. Trebuie să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, să ai cunoaștere, dar de la cunoaștere să mergi spre credință. Repet, să iei pentru tine lucrul acela. Și când l-ai luat pentru tine, începe să-ți transforme inima. Să-ți transforme până și cele mai aberante și haotice sentimente pe care le avem de atâtea ori. Cuvântul lui Dumnezeu. Știți care e? Eu vreau să vă mărturisesc din viața mea un lucru pe care l-am pățit și o înșelare a diavolului în care am trăit de multe ori. Am trezit, mă, nu știu dacă vi s-a întâmplat, poate sunteți mai pocăiți ca mine, Domnul să vă binecuvânteze, m-aș bucura de lucrul acesta. N-am chef să citesc azi din Biblie, vi s-a întâmplat? A, așa un chef, așa o stare, mă, parcă nu înțeleg nimic, parcă... N-am chef să citesc din Biblie, n-am chef să mă rog azi. Și ce se întâmplă de multe ori? Am zis, totuși hai să citesc. Și încep să intri în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, începe să-ți transforme starea. Și după aceea, ce prost am fost. Ca un dobitoc înaintea lui Dumnezeu, cum spune unul din psalmiști. Dacă azi nu citeam de cuvântul lui Dumnezeu, rămâneam în starea asta. Acum l-am citit și cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a aduce roșii, de a transforma stările noastre sentimentale. Repet așa, că am chef, că n-am chef, deschid cuvântul lui Dumnezeu, cred în puterea cuvântului lui Dumnezeu, că îmi dă cunoaștere și de la cunoaștere se transformă în credință. Credința vine în urma auzirii sau citirii cuvântului lui Dumnezeu, că poți să-l citești tu cu glas tare și să-l auzi tot tu. Așa se pornește. Nu pornesc de la sentimente. E foarte important. Pornesc de la cuvânt, cunoaștere, credință.
Și credința duce la nădejde și la schimbarea stărilor noastre sufletești. Foarte important lucrul acesta. Foarte important lucrul acesta. Atâtea haosuri și aberații și lucruri să fac pentru că oamenii pornesc de la sentimente. N-am chef să citesc din Biblie, n-am chef să mă duc la adunare. Ce, noi trăim după sentimente? De asta viața multor creștini așa cum îi. De asta este, pentru că pornesc de la sentimente și nu pornesc de la cuvânt. De la cuvânt. Adică eu arunc cuvântul lui Dumnezeu, asta se întâmplă, eu arunc cuvântul lui Dumnezeu departe că eu nu simt. Păi ce, sentimentele mele sunt mai înalte decât cuvântul lui Dumnezeu? Ca să las eu să sentimentele mele să dicteze viața mea? Nu, cuvântul lui Dumnezeu dictează viața mea, nu sentimentele. Cuvântul lui Dumnezeu dictează viața mea. Versetul 14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, vedeți de la ce pornește Apostolul Pavel ca să dea nădejde? Când el spune, iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Ce spune el prin cuvântul Domnului? Ce ne pune el să credem din cuvântul Domnului? Că Iisus a murit și a înviat. Asta este Evanghelia. El aduce nădejde credincioșilor vorbind despre Domnul Iisus Hristos. Sunt mulți oameni care vorbesc din Biblie, dar rar aduc aminte despre Domnul Iisus Hristos. Și de asta nu este nădejde. Pavel spune în Coloseni, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă vrei să aduci nădejde în viața unui om, indiferent în ce domeniu, trebuie să vorbești despre persoana Domnului Iisus Hristos. Siguranța noastră, nădejdea noastră să leagă în acest eveniment, care este esența Evangheliei. Că Iisus a murit și a înviat pentru noi. Că Iisus a murit și a înviat pentru noi. Da? Versetul 14. Credem că Iisus a murit și a înviat. Acesta este pilonul. Aceasta este esența Evangheliei. Aceasta este temelia care trebuie pusă întâi de toate în viața unui om. Sunt oameni din lume care au foarte multe cunoștințe din cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au luat pentru ei un singur lucru. Iisus a murit și a înviat pentru mine. Vorbesc și foarte multe lucruri. Unii vă spun, unii știu mai multe lucruri decât mine. Unii știu mai multe lucruri decât dumneavoastră. Dar nu au temelia vieții puse corect. Și temelia este Hristos Domnul. Toate lucrurile converg, toate lucrurile se centrează, toate lucrurile pornesc și duc la Domnul Iisus Hristos. Pornesc de la Hristos și duc la Domnul Iisus Hristos. Și repet, temelia pe care o pune Pavel chiar și la această discuție despre răpire. A să vedeți ce e importantă. E Domnul Iisus Hristos. Temelia este Domnul Iisus Hristos. Temelia nu sunt faptele bune. Temelia este Domnul Iisus Hristos. Dacă uităm lucrul acesta, am distors Evanghelia. N-ai ce nădejde să le dai la oameni. Dacă credem că Domnul Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, ascultați ce expresii frumoase, Dumnezeu ce va face? Va aduce înapoi. Cum întreabă oamenii? S-a întors cineva înapoi? Și Biblia spune, Dumnezeu va aduce înapoi. Păi noi, prima persoană care s-a întors înapoi, care a venit înapoi, este Domnul Iisus Hristos. Fiindcă El a fost adus înapoi, spune că vom fi adus și noi înapoi. Auziți, credem că Dumnezeu va aduce înapoi. Mă, s-a întors cineva înapoi? Da, Domnul Iisus. Și îți mai spun o treabă. Ne vom întoarce și noi înapoi. Acum este foarte important. De unde au plecat ăștia ca să-i aducă înapoi? De unde? De pe pământ. Când spui, îi va aduce înapoi, unde? Foarte important lucrul ăsta, să știți. Este foarte important. Tu nici imaginați că învierea va fi cumva, ne trezim cu trupul slăvit în cer. Biblia nu spune așa. Spune că ne va aduce înapoi. A veni înapoi înseamnă că ai fost în locul ăla și te întorci înapoi acolo. Este foarte important asta. Îi va aduce înapoi. Bun. Dar foarte important, zice, și îi va aduce înapoi împreună cu Iisus. Observați care e nădejdea care ni se dă în fața morții. Cei care au murit se întorc înapoi din cauza cui? Din cauza lui Iisus. Ei au avut o legătură cu Iisus și prezint această premisă de la bun început. Răpirea se bazează pe o legătură pe care tu ai avut-o cu Domnul Iisus Hristos. Învierea se bazează pe o legătură pe care tu ai avut-o cu Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii pregătit. Nu spune, va aduce înapoi pe cei care au fost pregătiți. Va aduce înapoi pe cei care au făcut fapte bune. Va aduce înapoi pe cei care au fost extraordinari. Cei din timp. Nu asta spune. Va aduce înapoi împreună cu Iisus. Dacă ai avut legătură cu persoana aceasta, Iisus Hristos, și dacă ai murit, moartea nu poate rupe legătura pe care tu ai avut-o cu Domnul Iisus Hristos. Ce lucru extraordinar. Asta este pregătirea de care au nevoie oamenii. Să ajungă într-o relație adevărată cu Domnul Iisus Hristos. Va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au, din nou spune, adormit, foarte important, au adormit în El. Cine va învia la răpire? Nu toată lumea. Este o confuzie asta. Nu toți necredincioșii. Necredincioșii toți vor învia altă dată mai târziu pentru judecată. La răpire va fi prima înviere
a celor credincioși. Cine este un credincios? Cum cunoști că cineva este credincios? Că vine în adunare? Cum îl știi că este credincios? Repetăm din nou, ascultați! Va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Dacă ești în El și ai murit, te vei întoarce înapoi. Dacă nu ești în El, dar ai făcut o grămadă de ceremonii religioase, nu vei fi adus înapoi. Scurt pe doi. Așadar, repet din nou, a fi pregătit înseamnă să fii împreună cu Iisus sau să fii în Iisus, să-L ai pe Domnul Iisus Hristos. Să fii atât de legat de Domnul Iisus Hristos încât voi doi să fiți una, să fiți uniți. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos, asta e pregătirea. Versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Vedeți cum ne dă Dumnezeu speranță pentru cei care au murit? Că nu ne vom duce noi înaintea lor și ei vin după noi. Nu. Zice, vom aștepta. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, asta e manifestarea venirii Domnului la răpire, se va pogorâ din cer. Ne dă clar locul, ne arată clar locul în care Domnul Iisus Hristos este acum, da? Vine din cer în manifestarea aceasta glorioasă și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și vă prezint câteva etape acum. Primul lucru care se va întâmpla la răpire este învierea celor morți, din nou repetă, în Hristos. Este învierea celor morți în Hristos. În al doilea rând, al doilea lucru care se va întâmpla, apoi noi cei vii care vom fi rămați, vom fi răpiți toți împreună cu ei. Dacă ei vor învia, când zice că vom fi răpiți toți împreună, înseamnă că ne vom întâlni ca să plecăm toți împreună, nu? Deci întâi este învierea celor morți și este în al doilea rând întâlnirea lor, întrunirea lor la oaltă. Al treilea lucru care se întâmplă, înviază, să întâlnesc toți credincioșii, cei care au murit și cei care sunt vii, da? Dar imaginați-vă numai puțin, eu m-am imaginat de mai multe ori, imaginați-vă puțin scena aceea. Milioane, zeci de milioane, Dumnezeu știe numărul lor. De oameni care vor învia în trupuri, să vor pulbera mormintele. Deci va fi pulberare de morminte și înviază milioane, zeci de milioane de oameni. Vor învia zeci de milioane de oameni și nu se va face lucrul acesta pe ascuns. Vor învia. Nu vreau să dau eu cifre, că numai Dumnezeu știe ce vrei, dar va fi o mulțime extraordinar de mare pe care nu va putea număra nimeni. De oameni care vor învia, care vor lua trupuri și va fi întrunirea aceasta generală, va fi ceva extraordinar. Și totul va fi declanșat de strigătul, de glasul unui arhanghel, de trâmbița lui Dumnezeu, da? Se va face lucrul acesta, vor învia toți cei morți în Hristos, ne vom întâlni împreună și auzi ce spune Sfânta Scriptură. Noi care vom fi rămas, vom fi răpiți, v-am atras atenția asupra acestei expresii și joi seara ca să vedeți cine va fi răpit. Cine va fi răpit? Pentru că există teologia asta de care am amintit și de care vreau să mai amintesc de câte ori mi se ivește ocazia și textul îmi permite lucrul acesta. Există teologia aceasta care jefuiește credincioșii de siguranța mântuirii. Întrebați credincioși, nu-ți povești astea, întrebați credincioși din adunări creștine, unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbim de adunări apostate, eretice. Adunări unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai siguranța mântuirii? Păi, na, Dumnezeu știe, na, eu mă străduiesc, dar mai păcătuit, frate, și nu, soră, ești pregătită? Nu sunt prea pregătită, na, că m-am mai enervat cu bărbatul, m-am enervat prunce. Nu suntem pregătiți. Fraților, din punct de vedere, vă întreb aici. Vă întreb înaintea Domnului, că suntem totdeauna înaintea Domnului. Care dintre noi suntem pregătiți din punct de vedere al faptelor noastre? Care suntem pregătiți? Ei, nu suntem pregătiți. Care dintre noi ne-am strâns atâtea fapte să-L convingem pe Dumnezeu că suntem vrednici să fim răpiți? Ce tot vorbim de răpire pe baza faptelor, pe baza pregătirii noastre? E, bate în joc de Dumnezeu? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Ascultați! Și se jefuiește. Frații stau în adunare și în loc să... Zice, mângâiați-vă unii pe alții. Cum să mă mângâi dacă mă învață cuvântul lui Dumnezeu că sunt răpit pe baza faptelor mele? E o altă teologie ortodoxă îmbrăcată cu limbaj evanghelic. Asta e. E aceeași poveste luată de la, din ortodoxism și îmbrăcată cu limbaj evanghelic. Ei spun că la judecată e balanța, noi spunem că balanța unde? La răpire. Mare lucru care am făcut, am mutat balanța mai devreme. Ca în ortodoxia asta spune, vom ajunge la judecată și să pune balanța. Ești bun, te duci în împărăția lui Dumnezeu, ești rău, te duci în iad. Noi zicem nu. Ești bun la balanță, la răpire, rămâine, ești luat acasă, ești rău, ești lăsat în necaz. Să mai dă o șansă să te mântui prin suferință.
Nu a reușit harul lui Dumnezeu să te mântuie, nici credința să te mântuie, nici jertfa Domnului Iisus să te mântuie, nici lucrarea adunării, prin lucrarea adunării să fii mântuit, nici prin Duhul Sfânt. O să te mântui prin suferință acum. Prin martiraj. Să știți, asta este o erezie, pentru că este un atac la Evanghelia Domnului Iisus Hristos și la suficiența jertfei Domnului Iisus. Nimeni nu va fi mântuit altfel decât prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus. Asta este o aberație, o erezie. Nu este o eroare. Sunt multe erori pe care le credem poate unii dintre noi care suntem aici. Și eu cred multe erori din cuvânt. Dar să crezi o erezie înseamnă să faci un atac la Evanghelie, la ceea ce este mai important sufletelor noastre, la mântuirea sufletelor noastre. Să jefuiești credincioșii cu atâta libertate și să impregnezi, să înveninezi oamenii și sufletele oamenilor cu o frică. Că nu-s luat, că nu-s pregătit. Când Biblia spune altceva. Ascultați, vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați. Scriptura spune așa. Vom fi răpiți toți împreună. Câți vom fi răpiți? Toți. Câți din toți? Toți, Domnule. Ce toți spunem aici? Auziți? Noi, auziți, care vom rămânea până la venirea Domnului. Și Pavel putea să pună o paranteză, dar unii citesc printre rânduri. Stai mă că Pavel uita să spună ceva, știm noi ceva ce nu a spus Pavel. Vă citesc versetul 15 după teologia altora. Noi cei care vii care vom rămânea până la venirea Domnului, în paranteză, care am fost pregătiți, că restul nu, cei mai mulți nu sunt pregătiți, adică numai câțiva, nu vom lua înainte. Și apoi versetul 17 după teologia lor. Apoi noi cei vii care suntem pregătiți până la venirea Domnului, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți, în paranteză, toți cei pregătiți, împreună cu ei în nori. Biblia nu spune așa, domnule. Biblia nu spune așa. Vreau să vă spun un lucru. Toți care sunt în Domnul Iisus Hristos, sunt pregătiți. Cea mai bună pregătire este să te duci la Hristos. Te întreb, e ceva mai bun? E ceva mai extraordinar pe pământul acesta decât să-L ai pe Domnul Iisus? Este ceva? Găsi niște fapte atare mai extraordinare decât al avea pe Domnul Iisus Hristos? Nu-și bat oamenii joc fără să-și dea seama când predică lucrurile astea? Nu-și bat oamenii joc de Domnul Iisus Hristos și de Evanghelia noastră scumpă și dragă, care ne aduce nădejde și care alungă întristarea? Își bat joc. Nu Hristos e suficient. Nu Hristos e suficient. Lăsăm, Domnul Iisus numai o reușit să ne mântuiască. Dar să ne ia acasă depinde de noi, depinde de voința ta. Astea, repet, sunt niște aberații. Sunt niște aberații. Ascultați ce spune Scriptura. Apoi noi cei vii care vom fi răpiți împreună, da? Este învierea, este întâlnirea și este înălțarea noastră. Auziți, vom fi răpiți toți împreună cu ei în... Foarte important ce spune Biblia. În nori. În nori. Se întâmplă al patrulea lucru, ca să întâmpinăm pe Domnul, nu zice în cer. Unde zice că vom întâmpina pe Domnul? În văzduh. În nori, în văzduh. Înviere, întâlnire, înălțarea tuturor la cer și întâmpinarea cu Domnul în văzduh. Până să ne ducem în cer, în împărăția lui Dumnezeu, suntem în văzduh, în nori. Dar vă solicit din nou puțin imaginația. Imaginați-vă mulțimea asta înviată cu mulțimea de credincioși care va fi la vremea respectivă, sperăm noi, în timpul vieții noastre, întâlniți împreună și toți ca un stol atrași ca un magnet de puterea lui Dumnezeu, de puterea Domnului Iisus Hristos. Va fi cea mai puternică declarație de iubire a Domnului Iisus Hristos pentru mireasa lui, pentru adunare. Cea mai puternică declarație de dragoste. Pentru că imediat după aceea va începe revărsarea paharului mâniei lui Dumnezeu peste o lume necredincioasă care a refuzat pe Domnul Iisus, care n-a iubit pe Domnul Iisus, care a călcat în picioare Evanghelia. Și Domnul își va scoate adunarea din necazul acesta. Își va scoate adunarea din ceea ce va urma să fie turnat pe pământ. De necazul acesta va scăpa adunarea. Nu din necaz, de necaz. De necaz va scăpa adunarea. Deci te voi scăpa de ceasul încercării, da? Auziți ce spune Scriptura mai departe? Să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel, ultimul care spune aici, zice, vom fi totdeauna cu Domnul. Discutam noi câte judecăți o fi, când o fi judecățile, și tata spunea un lucru foarte interesant. Zice, mă, ce contează când judecățile o să fie, câte judecăți o să fie? Important e că noi o să fim cu Domnul. Asta e important. Asta e important. Când va fi judecata necredincioșilor, ei nu vor fi cu Domnul. Ei vor fi înaintea Domnului, dar nu vor fi cu Domnul.
Noi spune Scriptura că vom fi cu Domnul. Credeți dumneavoastră? Uite, Biblia nu spune aici despre nicio judecată încă, da? Nici judecata de răsplătire. Vă întreb, la judecata de răsplătire sau de... Ce judecăți mai spun oamenii? Zici, ce credeți că va face Domnul Iisus? Asta e adunarea, mireasa Domnului, spune, o, stai că am uitat. A, stai că am scris că o să fii totdeauna cu mine, dar totuși trebuie să ne separăm acum, că la judecată trebuie să stai în fața aici, să te judec întâi. Va face Domnul Iisus Hristos așa cu adunarea? Nu, va fi o judecată de răsplătire. Va împărți darurile adunării. Va împărți moștenirea pe care El a pregătit-o din veșnicie pentru noi. Va împărți credincioșilor moștenirea aceasta. Nu va fi niciun fel de judecată de altă natură care va fi dată necredincioșilor. Versetul 18, care este fundamental, fundamental pentru toată interpretarea pasajului. Ascultați-mă, e fundamental. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu, ascultați, cu aceste cuvinte. Vreau să vă dau o înregistrare la o mormântare a unui slujitor, cu ghilimele de rigoare, care a citit pasajul. A citit-o pasajul, a închis Biblia și a început să-i mângâie pe oameni, iarăși în ghilimele, cu alte cuvinte. Pavel spune, v-am lăsat, iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului și ne dă cuvântul Domnului. Și la final spune, mângâiați-vă cu, nu alte cuvinte, cu aceste cuvinte. Care? Astea, Domnule. Lasă-mă tu cu poveștile tale. Și cred că v-am mai spus odată, dacă v-am plictisit, nu-i nicio problemă, vă mai spun odată. Oamenii sunt curioși de tot felul de alte lucruri care nu scrise în Biblie. Domnule, au curiozitate, zic că sunt bolnavi unii dintre ei. Domnule, parcă nu-i cuvântul Domnului. Vă întreb, nu vi se pare un lucru extraordinar să vezi înviind zeci de milioane de oameni? Să zboare în aer toate mormintele și să iasă credincioșii Domnului în trupuri slăvite? Nu vi se pare extraordinar? Nu există niciun joc, niciun film SF care să descrie ce va fi acolo. Ascultați-mă, nu există așa ceva. Nu vi se pare extraordinar? Ce am eu nevoie să povestească tot felul de oameni care nu știu ce experiențe au avut? Că s-au dus prin iad, că s-au dus prin locuința morților, că s-au dus în cer, că s-au întâlnit cu Domnul Iisus, că nu știu ce au vorbit cu Domnul Iisus, că au trecut prin mare, prin râu, prin foc, prin nu mai știu ce. Și toți descriu toate, eu nu zic că imaginația lor bolnavă vor fi avut lucrurile alea, unii din probleme psihice, unii că au fost înșelați de satana, unii că au avut niște tulburări lăuntrice, au fi văzut ei niște lucruri. Dom'le, dacă pui unul din ăsta, la duci la o adunare undeva, vine cineva care a fost mort 3 zile și a fost în iad și se anunță. Toată lumea buluc acolo să asculte pe ăla care a fost nu știu pe unde. Ia du-te și zice, vine un frate să ne predice despre răpirea credincioșilor. Ce asta pot să citesc și eu acasă? Nu mi-a încântat nimeni. Asta e o boală a sufletului. Ascultați-mă, e o boală sufletească asta. Să fii mai încântat de poveștile unora decât de cuvântul Domnului. Vă întreb, credeți că ne va încuraja mai mult, nu știu ce, experiențe imaginate ale unora decât cuvântul Domnului inspirat de Duhul Sfânt? A, pe unii îi. Se întâmplă vorba pe care a spus-o Apostolul Pavel bisericii și i-a avertizat prin cuvântul lui Dumnezeu, ascultă, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere, să suporte învățătura sănătoasă. Și ce o să facă? Îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Frate, nu mi-a plăcut ce ai spus. Și ce dacă? Nu ți-a plăcut. Și ce dacă? Asta e un semn al unei boli spirituale. Vrei să auzi lucruri care? Nu mi-a plăcut la adunare, nu mă mai duc. Dar tu pentru asta vine la adunare. Să te închizi sau să auzi lucruri care îți plac? De când Dumnezeu îi unul pus ca să ne gâdile nouă urechile, să ne simțim noi bine la adunare. Ne ducem vesele acasă. Și ne ține asta până la primul necaz. Nu pentru asta e Dumnezeu. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și dacă nu-i place cum predică fratele cu tare, auziți ce fac ei? Îi schimbăm, Domnule! Își vor da învățători după poftele lor. Ce-mi place mie să aud? Păi îmi place să aud că, indiferent cum trăiesc, Dumnezeu mă iubește și mă primește la el. Găsim un învățător din asta, sunt o grămadă. Ne place să spunem tot felul de lucruri și găsim un învățător după plăcerile și după poftele noastre, după cuvântul lui Dumnezeu. Auziți, își vor întoarce urechea de la adevăr și asta cred eu că se întâmplă astăzi. Oamenii, ascultați-mă, în adunări nu spun cuvântul lui Dumnezeu nu e adevărat. Nu zic asta. Așa. Satana nu e prost. Să nu crezi că Satana e prost. Nu. Nu spune, rar, în adunări în care să zică cineva, nu, domnule, nu, noi nu ne trebuie cuvântul lui Dumnezeu, hai să-l aruncăm pe geam. Nu fac asta. Dar știi ce fac? La o biblioacă din aia mare. Mai mare ca să punem acolo pe amvor, numai că biblioaca este închisă. Și vine frătiuțul fals, pseudo-fratele,
și începe să spună povești. Și istorisiri, și plimbă pre frați, printr-o parte, prin alta, le spune ba de una, ba de alta, ce-o auzit, ce-o mai văzut, ce-o mai visat, ce-o mai visat alții. Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ca să vedeți că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Își vor întoarce urechea de la adevăr, cum? Adevărul e aici. Dar pe noi nu interesează adevărul. Și auziți. Și se vor îndrepta spre istorisiri. Vrem povești, domnule. Spune-ne niște povești, niște experiențe. Ceva ce-i trăit, ceva puternic, așa, ceva adrenalină. Amă, Dumnezeu nu ne turează o leacă, nu ne pune o leacă în priză, că suntem cam amorțiți. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Închipuite. Dacă îl pui să vorbească 70 de minute, să treacă peste limita programului care l-are adunarea și să spună istorisiri închipuite, oamenii stau cu urechile așa ca antenele parabolice. Mă, parcă li se lungesc. Aaa, ce au spus, să ducă acasă, a fost un frate la noi care a povestit, care a fost, care s-a dus, care a văzut, care lucruri extraordinare ale lui Dumnezeu. Dar dacă vinea cineva să-ți predice cuvântul lui Dumnezeu, mai vorbeai așa? Ce mesaj de la Dumnezeu, ce cuvânt de la Dumnezeu. Dom'le, ce tălmăcire clară a cuvântului lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Câți oameni mai spun oare asta astăzi? Auziți? Dar tu, spune Pavel Timotei, fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Asta este treaba pe care o dă Pavel lui Timotei. Mă întorc la pasajul nostru și închei în seara aceasta cu acest cuvânt foarte important. Aceste cuvinte sunt lăsate de Dumnezeu pentru mânghiere. Dacă la răpire ar fi luați numai 30% dintre credincioși, vă întreb pe dumneavoastră ce mânghiere e asta. Dacă toți copiii tăi nu-ți luați că nu-ți pregătiți, cu ce te mânghie? Mânghiește cu cuvântul ăsta, frate Cristi, că nu o să-ți fie luați copiii la răpire. Da, mă, mulțumesc, m-ai mângâiat. Pă, ce frumos m-ai mângâiat. Sau că nevasta sau că soțul tău nu o să fie luat. Bă, mângâiere extraordinară. Da, mai mângâie. Mai vine și mai mângâie-ne așa. Repet, nu că noi trebuie să căutăm lucruri care să ne mângâiem cu mângâieri false. Dacă în Dumnezeu îți dă o mângâiere după cuvântul lui și spune că vom fi luați toți împreună. Eu asta cred pe cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă rog pentru copilașii mei, chiar dacă au câțiva anișori. Eu cred că dacă vine Domnul, ne ia împreună. Eu nu pot să accept alte idei. Nu pot. Poate să spune și să facă satana ce vrea. Eu nu cred, nu vreau să primesc alt cuvânt de la Dumnezeu. Nu vreau să primesc alt cuvânt de la Dumnezeu. Toți împreună, toți împreună, Domnule. În casa mea, în casa de dumneavoastră, unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu, unde este prezent Dumnezeu, unde este rugăciune, este chemat numele lui Dumnezeu, noi trăim cu convingerea că Dumnezeu ne ia pe toți. Nu ne ia pe toți că ne ia datorită credința lui mama și a lui tata, ci că Dumnezeu știe el în suveranitatea lui o să pună credință și mântuire în fiecare suflet. Înțelegeți? Asta e mânghierea mea. Asta e mânghierea mea, eu cu mânghierea asta trăiesc. Repet, cuvântul acesta vedeți despre răpire, deși este un cuvânt care vorbește despre evenimentul ăsta final. Totuși ne prezintă de la cap până la coadă Evanghelia. Ne prezintă de la cap la coadă Evanghelia. Ne arată importanța cuvântului Dumnezeu, ne arată importanța cunoașterii, ne arată importanța credinței, ne arată faptul că lui Dumnezeu îi pasă de stările noastre sentimentale, dacă ele se schimbă după cuvântul lui Dumnezeu. După credința pe care o avem, după cunoașterea pe care o avem, ne arată că Dumnezeu vrea să trăim cu nădejde pe pământ. Oamenii n-au nădejde, ascultați-mă, nu au nădejde. Ne arată că ceea ce contează cu adevărat, și cu asta închei, este Evanghelia, adică persoana Domnului Iisus Hristos. Adică lucrarea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos pentru noi și în locul nostru. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Dacă pilonul ăsta e pus în viața noastră cum trebuie, să știți, toate lucrurile decurg de la sine. Dacă ai înțeles clar în mintea ta, dacă ai primit pentru tine, dacă ai luat pentru tine, dacă în fiecare zi te adăp din această fântână nesecată care este Domnul Iisus Hristos, dacă te-ai ancorat în El, dacă depinzi de El, dacă te-ai legat de El, dacă e cea mai dragă persoană în sufletului tău, ascultați-mă, frați și surori, nu există nimic și nimeni niciodată care să ne poată despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Nimic. Ăsta e cel mai sigur lucru care există pe planeta asta. Persoana Domnului Iisus Hristos. Te-a ancorat în El. El a murit pentru mine. El a înviat ca eu să fiu socotit neprigănit. Eu sunt în Hristos. Să nu ne mai imaginăm. Vedeți? De asta mă deranjează pe mine toate învățăturile astea care vorbesc despre separarea asta care într-un fel transmit fără să vrea poate. Separarea asta între noi și Duhul Sfânt, între noi și Domnul Iisus Hristos. Așteptăm să vină de undeva. Unde este Domnul Iisus Hristos acum?
Este în cer, dar este și în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. Unde este Duhul Sfânt acum? Este la locul pe pământ, dar este și în inimile noastre. Când va veni Domnul Iisus Hristos, El va veni pe noi, dar El prin puterea Duhului Sfânt și prin prezența Duhului Sfânt, persoana Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, care este în noi. În noi. El în felul acesta ne va lua. Noi suntem singuri lăsați aici pe pământ, victime lumii acestea nenorocite, victime păcatului, victime diavolului, victime lucrării celui rău, victimă sistemului politic corupt. Suntem victime lăsați pe pământul ăsta, în suferință, în necaz. Și vedem noi, sperăm să vină Dumnezeu să ne scape din lumea asta. Noi suntem în felul acesta. Noi trăim în necaz, nu în necazul cel mare, trăim în necaz, în suferință, în tot felul de probleme pe pământ. Dar suntem cu Domnul Iisus Hristos. Îl avem pe Iisus Hristos în noi. Noi suntem în El. Și asta este un lucru foarte frumos. Aici nu spune că Hristos este în noi, ci că noi suntem în El. Zice că au adormit în Hristos. Și dacă tu, ascultați-mă, și dacă noi suntem slabi și se întâmplă cu noi tot felul de lucruri, lucrul cel mai important este că nu că Hristos este în noi, ci că noi suntem în Domnul Iisus Hristos. Și suntem cel mai în siguranță în Domnul Iisus Hristos. Nu spune Scriptura foarte clar că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu? Vă întreb, cine să vă aduce să te scoată pe tine din relația asta în care ești tu cu Domnul Iisus Hristos? Satana? Iadul? Lumea? Nimic. Nimic și niciodată nimeni nu ne poate smulge din mâna Domnului Iisus Hristos. Dar mai sunt unii care spun, afară de voința ta. Asta e adăugarea ta la cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu spune afară de voința ta. Spune că nimic nu ne va smulge din mâna. Nimeni nu ne va smulge din mâna lui. Eu asta cred cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu mă poate despărți de dragostea Domnului Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu care este revelată în Domnul Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne mângâie pe fiecare dintre noi, să ne dea nădejde, să ne dea încredere în cuvântul lui Dumnezeu, să-L cercetăm, să-L cunoaștem, să-L credem, să-L luăm pentru noi, să ni se schimbe atitudinea. Să ni se schimbe atitudinea pe pământul acesta, în relațiile pe care le avem, față de toate lucrurile prin care trecem. Să ni se schimbe atitudinea și în mod special să trăim cu nădejde. Adică Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin.